Bun găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Journaly, facilitățile oferite de platformă. Deschidem Journaly, respectiv app.journaly/create. Aici vedem ce putem crea cu Journaly. Acum vreau să vă arăt ce putem adăuga într-o prezentare Journaly. Apăsăm pe Presentations Create. Și avem aici mai multe modele de prezentări pe care le putem utiliza, refolosi, dar în același timp putem importa un PowerPoint, respectiv PPTX, din calculatorul nostru, ceea ce o să fac eu acum. Apăsăm PPTX, Select your PPT file, apăsăm pe prezentare, deschidere. După ce am dat deschidere, căutăm Journaly și zice că prezentarea noastră a fost exportată și este pe platforma Journaly. Apăsăm Open My New Journaly. Ni se deschide din nou platforma și vedem prezentarea Journal Presentations. Și o vedem și pe cealaltă care am încărcat-o și este ca și draft, adică o putem edita. Apăsăm pe Edit și haideți să vedem acum ce putem adăuga noi pe o prezentare Journaly. Alegem un slide, vedem aici avem coșul de gunoi, iar aici dublare slide. Bun. Avem în partea de sus Add Background Audio. Deci putem să încărcăm audio dintr-un link sau putem să adăugăm audio din computerul nostru. Apăsăm aici, apăsăm pe audio, deschidere. Și fișierul nostru audio a fost încărcat. Bine. Acum ce mai putem adăuga? Putem adăuga de asemenea text. Deci apăsăm text și avem Title 1 sau Title 2. Da, ca să ștergem, apăsăm Delete. Clic dreapta. Delete. Bun. Deci am văzut că putem adăuga o mulțime de feluri de scris aici, în prezentare. Ce mai putem adăuga? Putem adăuga imagini. Putem adăuga imagini din computerul nostru, de pe Pixabay, din Google Drive, de pe Dropbox sau postând aici un link. Acum eu o să adaug o imagine din computer. Apăsăm pe imaginea dorită, deschidere și imaginea noastră, după cum o vedem, a apărut aici și o tragem frumos în prezentarea noastră, iar apoi o putem edita. O putem mări, micșora. Vedeți, așa ștergem scrisul. După cum am spus, imaginea o mărim, o micșorăm,
Bun. Haideți să vedem acum ce putem să mai adăugăm pe această prezentare. Resurse. Avem iconițe, figuri geometrice, diagrame. Da, haideți să vă arăt. Dăm click pe diagramă și diagrama noastră a apărut în prezentare. O mărim, o micșorăm, o edităm. Bun. Ca să o ștergem, apăsăm tot pe delete. Ce mai putem adăuga? Putem adăuga elemente interactive. Tot felul de butoane. Am apăsat, uitați, căsuța a apărut aici, da? O putem muta cum dorim noi. După aceea, putem adăuga butoane cu text. De exemplu, meniu. Am adăugat, l-am pus pe prezentare, îl mărim, îl micșorăm. După aceea putem adăuga rețele sociale, Twitter, de exemplu. Imaginea Twitter. Numere, more. Și uitați, vedem aici că putem adăuga numere sau litere. Ce mai putem adăuga? Tot felul de tabele, grafice. După cum am spus, ca să ștergem ce nu ne mai place din prezentare, dăm click pe ea și click dreapta delete. Uitați, acum vreau să vă arăt cum adăugăm un grafic. Apăsăm pe grafic și a apărut aici. Și după cum vedem, graficul este editabil și putem noi să-l facem cum dorim. Din nou, dacă dorim să ștergem, apăsăm click dreapta, delete. Bine. Ce mai putem? Putem să dăm insert. Haideți să ștergem și acest element care mai avem nevoie de el. Delete. Delete. Bun, hai să ștergem și această imagine să putem adăuga altceva. Insert, o să dăm video, da? Putem adăuga video de pe YouTube sau de pe Vimeo. Cum adăugăm? Foarte simplu. Mergem pe YouTube, deschidem videoclipul care dorim să-l adăugăm, copiem linkul, mergem înapoi la prezentare și dăm paste the link here, adică lipește linkul. Inserează linkul. Am dat click. Deci videoclipul nostru este adăugat în această prezentare. Putem să-l dăm autoplay. Să dăm mute dacă dorim și așa mai departe. Avem aici posibilitatea să alegem ce background dorim în spatele acestei prezentări. Și de asemenea, dacă dăm Pages, vedem toate paginile din prezentarea noastră. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant, Educație deschisă pentru toți, CRED. Vă invit pe toți să fiți geniali!